Odată cu acreditarea noilor programe în cadrul Facultății de Filozofie din Novi Sad și introducerea noului modul acreditat în cadrul Facultății de Învățători a Universității din Belgrad, s-a mărit și numărul studenților români care se înscriu la aceste instituții pentru învățământ superior. Spre deosebire de anii precedenți, nu mai există pericol pentru menținerea acestor departamente. În fiecare an școlar avem două concursuri pentru examenul de admitere. Concursul din luna iunie și concursul din luna septembrie. În luna iunie s-au înscris 4 studenți și în luna septembrie 5, deci 1, deci în total 5. Noi am completat locurile la buget. Atâtea am și primit de la Ministerul de Educație. Deci avem 5 locuri la buget și 15 locuri la autofinanțare. Din păcate, la autofinanțare nu avem, deci e bine să completăm și locurile la buget. În urma sesiunilor de admitere, cea de vară și toamnă, s-au înscris un număr de 6 studenți admiși în condiții de studii finanțate de la buget. Pregătirea în limba română a profesorilor pentru ciclul primar în cadrul Facultății de Învățători a Universității din Belgrad cunoaște o etapă superioară și prin faptul că absolvenții români se pot perfecționa pe plan profesional urmând studii universitare de master cu durată de 2 semestre, un an universitar, organizate de aceeași Facultate de Învățători din Belgrad.